Revenind la acuzațiile care îi se aduc premierului, dacă, spre exemplu, nu știu, era vorba despre un premier PSD sau un ministru PSD, cum ați fi reacționat? Și apăreau informații că acum 20 de ani ar fi făcut închisoare două zile în America. Sau? Dar eu vă aduc aminte că lucrurile într-o anumită perioadă când PSD era la guvernare nu stăteau deloc așa ca astăzi, în sensul în care instituțiile statului nu au nicio reacție. Facem un exercițiu de imaginație și gândiți-vă că un primar PSD ar fi intrat într-o secție de voturi și ar fi fost acele imagini cum persoane iau voturi și le îndeasă într-o sacoșă, într-un sac, într-o geantă. Și primarul este acolo și se uită și verifică și pleacă mulțumit. Cum credeți că ar fi reacționat instituțiile statului? E, lucrul acesta s-a întâmplat la sectorul 1, în capitală. Imaginați-vă, spre exemplu, eu am fost ministrul mediului de afaceri, comerțului și antreprenoriatului și am avut programul de succes Startup Nation, care a dat o șansă foarte multor antreprenori din România, într-adevăr un program cu rezultate foarte bune. Imaginați-vă că aș fi intrat pe platformă în calitate de ministru PSD, ceea ce au făcut cei care sunt astăzi de la USR. Există acolo un secretar de stat astăzi, domnul Paul Ene, cred că îl cheamă, care se pare că ar fi intrat pe această platformă într-un moment în care nu avea nicio calitate oficială în minister. Nu era secretar de stat. Era nimeni, din punct de vedere al relațiilor contractuale cu anumite instituții. Avea inclusiv adresă de e-mail, da, din partea instituției. Ați văzut vreo reacție a unei instituții? Se fac cercetări, asta au anunțat autoritățile. Între timp, ce constatăm? Că măsura 3 a fost anulată, că banii care ar fi trebuit să ajungă la antreprenori într-un timp când oamenii chiar aveau nevoie de acești bani, adică anul trecut în plină criză pandemică și economică, aveau nevoie de bani, le-au trezit speranțe și au făcut planuri, au plătit consultanții. Totul s-a dus de râpă. Nimic. Au anulat-o din condei. Nu le pasă nici de antreprenori. Lucrurile acestea sunt absolut de nepermis, din punctul meu de vedere, și chiar îmi doresc ca să văd un pic de reacție din partea instituțiilor statului în astfel de cazuri, un pic de celeritate și să nu simțim așa. Sunt foarte multe persoane care vin în audiență la cabinetul senatorial și mă întreabă de fiecare dată: voi ce faceți? Ce se întâmplă? Vă pregătiți de guvernare? Nu vedeți că este o dublă măsură din acest punct de vedere? Aici trebuie să intervină într-adevăr instituțiile statului român și să se vadă exact, să vină cu rezultate, să se vadă că au întreprins o acțiune. Bună, rea, indiferent de rezultat, dar trebuie să se întâmple ceva. Deci oricine ar fi fost premier PSD, ministru PSD ar fi trebuit să plece dacă se confrunta, că nu mi-ați răspuns la întrebare. Cum ați fi reacționat? Dacă era vorba de un premier al PSD și se aflau lucrurile acestea după 20 de ani. Garantez că în momentul acesta probabil că Piața Victoriei era plină și o mare efervescență. Nu le-ar fi păsat de limitarea la 500 de membri care pot participa astăzi la un protest. Apropo, noi am atacat în contencios administrativ această măsură pentru că este vorba despre libertatea de exprimare, despre drepturile cetățenilor de a se putea manifesta și credem că nu este corect ca atâta timp cât pot participa la un concert 75.000 de oameni și am văzut că într-adevăr se întâmplă ca să poată participa mii de oameni, zeci de mii de oameni la diverse manifestări, să nu poți protesta. Și chiar au fost voci din guvern care au explicat că majoritatea protestelor sunt contra guvernului și atunci, sigur, rămân la 500. E, aceasta este o încălcare foarte gravă a drepturilor pe care le au cetățenii. Indiferent de motivul pentru care doresc să protesteze, ai acest drept de a protesta într-o democrație.